Încă nu se simte pregătită să fie mămică. Delia Matache spune că pentru moment este un pic egoistă și vrea să se bucure de viața pe care o are acum. Vrea să mai călătorească și să-și vadă de carieră, dar ce plănuiește Delia pentru viitorul foarte apropiat aflăm chiar acum. S-a căsătorit cu Răzvan acum mai bine de un an, dar deocamdată Delia nu se simte pregătită să schimbe scutece. Eu mă gândeam să mai amân momentul. Văd în jurul meu mămici super preocupate și mi se pare că te scoate un pic din context. Eu mă consider un artist care crește și tot crește. Și mi-ar fi frică un pic, știi, să nu mă țină pe loc. Eu o gândire egoistă probabil pentru moment, dar mi-o permit pentru că nu am copil, așa că pot să mă gândesc la mine. Nu, n-ar fi nicio problemă de procesul fizic. Doar de faptul că mi se va schimba viața și nu știu dacă încă vreau să mă mai plimb. Și dacă tot nu este încă însărcinată, Delia profită din plin de tot timpul pe care îl are. O să mergem în Sri Lanka vreo săptămână, cred. Iar mai apoi, în ianuarie, în Asia din nou. Cât despre relația pe care o are cu Răzvan? Sunt de doi cocoși și două găini. Adică suntem și găină și cocoși amândoi în același timp, deci e pace. De geloasă? Ești geloasă? Nu, nici el.